Dispoziție privind convocarea Consiliului Local cu ultima ședință ordinară. În conformitate cu prevederea articolului 133 alineatul 1, articolul 134 alineatul 1 litera A și articolul 196 alineatul 1 litera B din ordonanța de urgență a Guvernului 1957/2019 privind codul administrativ cu modificări și completările ulterioare dispune. Articolul 1. Se convoacă Consiliul Local cu ultima ședință publică ordinară în data de 18 iulie 2023, ore 13 la sediul primăriei Comunei Buciu. Proiectul ordinii de zi este următor. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifului de facturare al SCE Ecosud ESA pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării și tariful de facturare pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării pentru o perioadă de 6 luni, inițiator primarul comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achiziția produselor și acelor de testare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative în perioada 2023-2026, inițiator primarul comunei. 3 diverse. Domnul președinte, mulțumesc, domnul primar. Supunem la vot procesul verbal de ședința anterioară. Cine este pentru? Mulțumesc. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumim. Domnul primar, vă mulțumesc punctul numărul 1. Referat de motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifului de facturare SCE Ecosud ESA pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării și tariful de facturare pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării pentru o perioadă de 6 luni. Doamnelor, domnilor consilieri, având în vedere solicitarea formulată de Adis Bacov prin adresa numărul 2352 din 28.06.2023 de a adopta o hotărâre prin care să se aprobe tariful de facturare al SCE Ecosud ESA pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării și tariful de facturare pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării pentru o perioadă de 6 luni, am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea acestor tarife. În studiul materialului prezentat în susținerea solicitării de către Adis Bacău, a rezultat faptul că în data de 13.06.2023, Ecosud ESA a prezentat la Adis adresa numărul 2108, prin care a justificat solicitarea de stabilire a noilor tarife pentru activitatea de compostare, respectiv de sortare. Astfel, pentru activitatea de compostare s-a prezentat faptul că în perioada ianuarie-aprilie 2023, în statele de compostare a intrat o cantitate totală de 912,84 tone, cantitatea totală de compost vândută de societate fiind de 540,20 tone, un grad de valorificare de 59,18%, iar prețul de vânzare al compostului a fost de 70 lei tonă. Astfel, tariful de operare de 235,95 lei pe tonă a fost scăzut suma de 41,43 lei pe tonă și s-a obținut un preț de facturare de 194,52 lei tonă, exclusiv TVA. Acest preț ar urma să fie valabil până la data de 31 decembrie 2023, urmând ca în luna noiembrie să se facă o nouă propunere de preț pentru primul semestru al anului 2024. Cu privire la activitatea de sortare, în perioada ianuarie-aprilie 2023, a fost vândută cantitatea de 1101,32 tone, iar veniturile totale nete realizate după plățile taxei de mediu și a transportului sticlei către reciclantul fiind de 670,431,29 lei. Din tariful de facturare de 900,02 lei tonă, aprobat prin contractul de delegare, a fost scăzută suma de 456,56 lei, prețul mediu obținut calculul veniturilor luate în calculul pentru reducerea costurilor de operare cu aplicarea indicatorului de performanță și s-a obținut un preț de facturare de 443,46 lei tonă, exclusiv TVA. Acest preț va fi valabil tot până 31 decembrie 2023, cum am arătat și mai sus la stabilirea tarifului de compostare. Aceasta este motivația pentru care a fost propusă modificări de tarife de către Ecosud ESA, iar OAT-urile membre ale ADIS urmează să analizeze și să aprobe aceste tarife. În ceea ce privește Comuna Buciu, m-am constatat că noile tarife sunt justificate și propun aprobarea prezentului proiect de hotărâre. Domnul președinte. Mulțumesc. Dau cuvântul doamna președinte. Comisie. Mulțumesc. Acest proiect a fost studiat de membrii Comisiei Buget Finanțe și avizat favorabil. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Dacă cineva vrea să ia cuvântul. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Da, mulțumim. Domnul primar, voi să ne spuneți punctul numărul 2 din ordine de zi. Referat de motivare la proiectul de hotărâre referitor la neasumarea responsabilității și organizării derulării procedurilor de atribuire a contractelor ca acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a celor de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative în perioada 2023-2026. Doamne și domnule consilieri, având în vedere solicitarea numărul 17.131 din 307-2023,
transmisă de Consiliul Județean Bacău pentru a se supune spre analiză și aprobare asumarea sau neasumarea responsabilității organizării și derulării de procedurile de atribuire a contractului acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a celor de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative în perioada 2023-2026, am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus neasumarea acestor responsabilități. Argumentarea propunerii formulată în proiectul de hotărâre are la bază, la fel ca și în anul 2021, pe de o parte, faptul că până în acest an responsabilitatea organizării licitațiilor pentru distribuirea laptelui și pornului sau altor produse în școlile de pe raza Comunei Bucium a fost asumată de Consiliul Județean Bacău, iar pe de altă parte, o astfel de sarcină ar trebui adusă la îndeplinire de specialiști pe care noi avem în instituția noastră, care cuprinde un număr mic de funcții publice. Întrucât există posibilitatea legală a neasumării unei astfel de responsabilități, propun organizarea licitațiilor pentru produsele și serviciile la școlile din Comuna Bucium să fie făcută în continuare de către Consiliul Județean Bacău. Având în vedere cele expuse, rog analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre. Domnul președinte. Mulțumesc, domnul primar. Dau cuvântul doamna președintele comisiei. Mulțumesc. Membrii comisiei juridice au studiat proiectul de hotărâre inițiat de către domnul primar și au fost de acord cu conținutul acestuia. Mulțumesc. Mulțumesc. Cineva altceva de spus? Dacă nu, spunem la vot. Mulțumesc. Acum la diverse. Dacă cineva are ceva de spus? Domnul Matiaș. Da. Mulțumesc, domnul președinte. Ce aș dori să vă spun, doar câteva cuvinte. Vreau să mulțumesc domnului primar pentru ajutorul făcut pentru satul Cunț, ajutor prin care am montat tot terzistit la Biserica Cunț pentru prășuirea, pentru împreșuirea terenului. Mulțumesc din partea a IEM Uriașilor, atât a domnilor cât și a satului Cunț. Mulțumesc frumos, domnul primar, pentru ajutor. Dacă cineva mai are ceva de spus? Dar vă declarăm și închisă. Mulțumesc.